Această femeie are trei fete, de 19, 23 și 28 de ani. Toate au ajuns prostituate după ce au intrat în combinații dubioase sau au fost răpite și obligate să aducă bani din prostituție în Italia și Spania. Fata de 28 de ani este plecată în Spania având prostituție, având trei băieți care și ea are la familia, că doi sunt la, două fată și un băiat sunt la mine în plasament, dintre care știu că pe el mic de un an și 4-5 luni și l-a vândut. Cum l-a vândut? L-a vândut la străin, pur și simplu, că-i trebuie bani. A avut fete luate după ea, chiar o fată de 14 ani am scăpat-o eu. La rândul ei era proxenet. La rândul ei făcea și prostituție și era acolo și fete cu proxeneții. Ies acum o face și asta de 19 ani. Au venit 1600 de proxeneți peste mine, dar n-aveau curaj nici poliția să apară când apăreau proxeneții. De intrau. După ce s-a terminat scandalul, discutam. Vă spun cistic că mi-e frică. A doua dintre fete, cea de 23 de ani, susține că a fost răpită de pe stradă și dusă direct în Italia. Acolo, alături de alte românce, erau obligate să întrețină relații sexuale cu oricine plătea. Sumele erau relativ mici, de la 20 la 70 de euro de fiecare client, în așa fel încât, la finalul zilei, pentru că lucra doar ziua, trebuia să strângă câteva sute de euro. S-a oprit o mașină lângă mine și mi-a spus ce suie mașină și i-am spus că nu, mi-am văzut de drum. Iar după aia a coborât un domn, un alt solid făcut și m-a băgat cu forța mașină. Când am ajuns acolo și în afară, în Italia, mi s-a spus că ei o cunoaște pe sora mea. Că ea lucra cu ei, ducea fete la ei și făcea traseul la ei. Stăteam cu ei în acea locuință, iar seara, dacă nu duceam suma care trebuia, mă băteau, mă drogau. Cât trebuia să le duci în fiecare zi? De la 300 în sus, 300, 400, 500. Da. În urma raporturilor sexuale, fata a rămas gravidă. Avea cel puțin 10 clienți pe zi, plus că în fiecare seară era abuzată de peștii care nu îi dădeau bani din ce producea, ci doar casă și masă. Au vrut să mă aduc în țară, că mi se sunt gravidă, și atunci am reușit să scap. Tatăl cine? Nu știu sigur care dintre ei. Dar pe stradă făceam cu potență, iar în domiciliu, acolo și aseara, profitau de noi, ei. Cea mai mică dintre surori, cea de 19 ani, a făcut un copil tot în urma prostituției și l-a abandonat în curtea părinților. Aici a lăsat copilul, aici, nu? Lângă lac, așa? Da, aici, nu. Ca mamă, cum vă zic pe aia, mă cutremurai când vă zic. Să nască, să ducă, să-l arunce în râu. Ce mamă să consideră? Acum, mama susține că fiica ei vrea să își vândă copilul, dar nu îl dă. Fata a depus o plângere la poliție în care își acuză părinții. La poliție s-a primit o plângere din partea unei femei care susține faptul că are un copil, un băiețel de un an și ceva, care este ținut de către părinții dumneei și că nu este dat spre creștere. Dumneei susține că părinții dumneei au luat acest copil împotriva voinței ei și că nu doresc dânsii să îl mai dea. Asta este singura plângere pe care o avem noi înregistrată la poliție de săptămâna trecută. Cum să vândă copilul sau să, Doamne ferește, să-l omoare? Că l-a anuncat de nenumerate ori, l-a bătut, îi făcea că ăsta se ocupă și cu firme porno. Venea de la școală, că i-a învățat la școală specială Valea Mare, venea pe la 3:30-4 de la școală, înlapă copilul, îl perpelea în toate felurile, îi făcea fel și fel de poze pe telefon și pleca. Mai venea pe la 11-12 de noapte acasă. Dacă o întrebam ce mă întreb tu pe mine, mai am nițel, îmi fac 18 ani, nu mai răspuns tu de mine, sunt majoră. Mama fetei spune însă că fiica ei vrea copilul doar pentru a-l vinde. Pot să știu ce pește o avea, pot să știu ce mi se întâmplă și mie. Dacă ia țăpă, vă dau un judecată pe toți. Nu aveți dreptul, sunt mama copilului. Mamă, dar de ce nu l-ai crescut și l-ai aruncat? Cum sunt făcuți copiii fetelor dumneavoastră? Copiii fetelor mele n-au niciun tață. Sunt făcuți... În urma prostituției? La una, la mare de 20, la mijlocie de 23 de ani, este din răpire, a venit gravidă și l-a făcut, a făcut fetița. Ea l-are din prostituție. Cealaltă tot la fel are, cum v-am spus, are băiatul 10 ani, fata 13 ani, are la mine de când i-a născut, tot din prostituție, mai are trei care era pe numele lui domnul de la Piatra Olt, dintre care știu că mai are doi, că unul și l-a vândut. A vrut să-i vândă și pe aceștia doi de la mine, dar m-am opus.
în 2009, de-aia nici nu am mai primit-o în curte și am spus, n-ai ce mai căta în curte mea, n-ai ce mai da pe la mine, dacă vii să-mi propui propunerea asta, hai mamă să-mi vând copiii că îmi trebuie bani. Acum, una dintre fete cu orice risc vorbește despre dedesubturile rețelei de prostituție a cărei victimă este. Eu când am suferit și nu vreau să mai trec iară. Cum te-au amenințat? Că dacă o să îi dau un privat că m-au repis și m-au dus la așa ceva, o să mă omoară și o să le facă și la familie foarte rău. Și nu vreau să mai trec în ce am trecut, că știu cât am suferit și câtă bătaie am îndurat în zilele alea. Și eu nu mai vreau să trec până asta. Eu din casă, de cât am auzit că a arestat unul din ei, nici nu mi-am ieșit nici până la poartă. Pentru că știu și știu ce mă așteaptă. Pentru că dacă i-am dat în privat la poliție, o să mă omoară. Așa mi-a spus atunci.